Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitata noastră de astăzi este doamna Irina Vlah, guvernatorul Găgăuziei. Doamna Bașcan, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Mulțumim, bună seara, bine v-am găsit! У меня будет просьба, doamna Vlah, давайте я буду задавать вопросы на румынском, а вы будете отвечать на русском, потому что я думаю, что вам легче сам повестить снова человек, кредится на лимба матерна, сам лимба руса, декат лимба румына. Domn Gheorghe, poftim, nu e problemă, dar eu vreau să vorbim română. Haideți să începem, mă străduiesc. Mai vedem ce rezultat vom avea la continuare. Ok, în continuare. Așadar, apropo, am vorbit de română. Cum v-a părut mișcarea din Parlament a Partidului de Guvernământ ce ține de limba română în toate legile, excluderea noțiunii de limbă moldovenească? Ei au declarat că asta e chestiune de ordin tehnic, nu e nevoie de modificarea Constituției, juriștii s-au împărțit în tabere, în fin, situația deja e punct, chiar dacă opoziția spune că merge la Curtea Constituțională, atacă, părerea dumneavoastră despre această mișcare a pasului, care este? Dumneavoastră, ați citit această inițiativă sau ați văzut doar în televiziunea ce situație e? Nu, inițiativa, nu recunosc că nu am citit-o. N-ați văzut, am privit toate ce a fost la Parlament și am studiat această inițiativă și vreau să vă spun că situația e foarte interesantă. Da, acum noi avem situația foarte dificilă în Republica Moldova și această situație ține de situație social-economică. Avem multe probleme și, ca de obicei, Partidul PAS vrea să distrage atenție oamenilor noștri, de aceea eu cred că ei de aceea au venit cu această inițiativă. Și după mine noi trebuie clarificăm ce e acolo și vreau să vă spun că când noi citim această inițiativă și vedem ce procedură a fost folosită în Parlament, vreau să vă spun că a fost încălcarea gravă a Constituției noastre. Pentru că ei au decis că ei poate să schimbe Constituția prin legea organică. Nu poate să fie aceasta pentru că pentru schimbarea Constituției noi putem să folosim procedura specială pentru schimbarea Constituției și acolo a fost înaltă. Ce noi am văzut? Noi am văzut că a treima deputați din Partidul PAS a ieșit cu această inițiativă în Constituție. Dacă ei au ieșit cu această inițiativă, ei trebuie să aibă avizul Curții Constituționale. Ei trebuie să așteaptă 6 luni după aceasta ei poate să începe schimbarea Constituției. Ce ei au făcut? Ei au ieșit cu această inițiativă la finalul lunii februarie. Ei au examinat în prima lectură după o săptămână și ei au votat cu 45 voturi după... No, 56. 56 voturi. Haideți, dar noi știm că putem să votăm Constituția, schimbarea în Constituție cu 67 voturi deputați. Dar vedeți că procedura a fost încălcată grav, cum v-am spus, și văd că ei încă o dată au făcut un precedent grav, dar acest precedent nu e prima. Când noi vorbim despre acțiunile Partidului PAS, este a doua precedent care noi am văzut în acest termen când conduce țara Partidul PAS. Prima precedent a fost când ei conduc țara prin situația de urgență aproximativ sau mai mult de un an. Da? Așa a fost. Niciodată nu a fost așa situația când noi am trecut dintr-o criză în altă criză cu situație de excepție. Ce vreau să spun e că este un precedent foarte
dur după mine și noi trebuie să vorbim despre aceasta. Aici nu a fost problema cu denumirea limbii. Nu, aici a fost o problemă că Partidul PAS are ratingul foarte, foarte mic și ei cade foarte rapid în toate sondajele care noi acum vedem și care noi citim și cade obicei când Maia Sandu are probleme cu ratingul, ea ce face? Ea distruge atenția oamenilor care trăiesc în țara noastră. Așa situația eu văd cu aceste schimbări care au fost în Parlament. Doamna Vlac, dar e română sau e moldovenească? Eu vreau și i-am spus de mult timp că eu am învățat limba română și acum învăț și vorbesc română. Da, mișcarea socialiștilor și comuniștilor, ei au mers la Curtea Constituțională să protesteze, cerând respectarea nu atât a procedurilor sau Constituției, ci faptul că limba se numește moldovenească și vor să atace la Curtea Constituțională la decizia Parlamentului. E de salutat ceea ce fac ei sau nu e de salutat și trebuie să lăsăm lucrurile așa cum este și să punem punct problemei astea odată și odată? Știți, eu nu vreau să discut despre denumirea limbii. Nu vreau. Ei are opinie sa și eu nu vreau să comentez ce ei au spus și ce opinie ei au. Eu cred că ei au opinie sale, dar pe capul mesei ei trebuie să pune procedura care a fost încălcată. Noi trăim în Republica Moldova, noi avem o Constituție și noi nu putem să permitem că cineva din partidul de conducere se poate să încalcă această lege. Dacă președinta sau majoritatea parlamentară sau guvernul se permite să încalcă Constituție, ce poate să facă oamenii care trăiesc în Republica Moldova? Ce exemple ei arată despre pentru oameni? Clar. Și de aceea, după mine, opoziția trebuie să spune concret ce încălcări a fost. Juridic. Haideți, începem juridic. Eu înțeleg că și partea dreaptă și partea stângă fiecare dată vreau să câștig dividende politice. Normal, e politică, așa trebuie să fie. Dar pe capul misiunii noi trebuie să punem lege. Și începem cum noi respectăm această lege. Și cum respect această lege oamenii care acum are încredere, care au avut încredere în alegeri prezidențiale, în alegeri parlamentare și cum ei respectă această lege și cum ei conducă prin lege. Și ce exemple ei prezinte pentru, cum am spus, pentru oamenii. Așa, eu cred. Bun, nu mai rezolvă noi problema asta azi la emisiune. Da, pentru acea schimbarea Constituției trebuie să fie doar prin Parlament. Doar prin condițiile care noi am spus cu dumneavoastră. 67 voturi și alte proceduri care acum scrise în Constituție. Vedem cu ce se încheie. Până atunci, haideți la comandat. Așadar, avem în aprilie alegeri. Da, 30 aprilie. 30 aprilie. Da. Pentru funcția de guvernator. Dumneavoastră nu mai aveți voie să candidați și nu candidați. Dar dacă ați avea voie, apropo, ați candida? Nu. Eu nu pot să încalc lege. Nu, dacă ați fi avut voie. Vă întreb așa. Am avut această posibilitate două ori, în 2015, trei ori. În 2010, prima alegere mele, prima dată am candidat la această funcție, a doua oară a fost 2015, am câștigat, da? Și a treia oară în 2019,
Da, și încă o dată am câștigat, am avut încredere din partea oamenilor mei din Găgăuzie. Și prin lege pot să fiu în această funcție doar 2 ore. Și noi avem următorii candidați care s-au înscris în cursă. Nicolae Dudoglo, Mihail Formozal, Grigore Uzund, Dimitri Croitor, Sergei Cernev și Sergei Cimpoeș. Altcineva? Nu știu. Da, lista nu e plină. Eu cred că în această săptămână sau săptămână viitoare vor fi și alți candidați. După mine, în lista va fi aproximativ 10 candidați. Iată aceste 4 nume care probabil le cunoașteți. Este cineva foarte, foarte cunoscut la nivel central? Știți că erau legende, ba, la nivel central, da. Aici. Da. Da. Dacă vorbim despre nivel central, putem să vorbim despre Mihail Formozal. El a fost bașcanul Găgăuziei. Din aceștia alți 4 care încă urmează. Da, este. Este Dmitri Croitor acolo. Așa. El va candida, am așa informație, da, și el a fost bașcanul Găgăuziei și el a fost membru guvernului și el a lucrat la Ministerul de Externe. Acum el este ambasadorul Republicii Moldova în Turcia. Mm-hmm. Da, biografia e foarte bună, după mine. Erau niște zvonuri la Chișinău, precum că Vadim Ciobani de la Moldova Gaz, Alexander Stoianoglu, el procurorul general. El exprimă opinie și Vadim Ciobani și am înțeles că domnul Stoianoglu a spus că ei nu vor candida la aceste alegeri. Cine dintre aceștia are șansă în opinia noastră? Cine e următorul bașcan? Mai să știți atmosfera din Comrat. Știți, campania acum e foarte interesantă. Când începe fiecare campanie, noi avem multe zgomot, noi avem multe opinii, noi avem multe mișcări și această campanie, prima dată eu văd așa campanie, când oamenii nu înțeleg ce se întâmplă, oamenii nu știe lista candidaților și oamenii pune multe întrebări. Cine va fi? Cu cine noi putem să lucrăm mai departe? Se poate așa situația când în săptămânile viitoare noi putem să înțelegem cine dintre acești candidați pot să fi favorit în această goncă. La acest moment, după mine, toți dintre ei, mulțumesc, sunt într-o linie. La început, ei toți au probleme cu uznavaimostiu, da? Și altă problemă cu care ei au, lumea nu știe despre acești candidați și încrederea acum în toți sunt 7-8% la începutul campaniei și de aceea ei trebuie să lucreze mult, da, în această cale și mai vedem ce va fi. Dar eu cred că peste 2 săptămâni situația va fi altă în regiune. Așa. Mai active. Vreau să fie aceasta. În mai va avea loc turul 2, dacă va avea loc turul 2, da? Eu cred că va avea. Așa. Eu cred că în primul tur nimeni nu va câștiga aceste alegeri. Nu văd resurse, nu văd șanse. Da, dumneavoastră s-a reușit odată, nu? Dar am lucrat mult timp. Am început în 2010 și când am câștigat această funcție în 2010, am lucrat 4 ani până la 2015. Fiecare zi am fost în regiune, fiecare zi am fost în fiecare sat care e acolo. Am știut fiecare om care trăiește acolo. Am lucrat mult. Eu n-am văzut că în aceste ultime 4 ani cineva a lucrat cum am lucrat eu în regiune. Ca să-și pregătească terenul pentru... Desigur. Eu cred că fiecare candidat care vrea să câștige
la alegeri trebuie, lucrează nu doar 2 luni care este campania electorală, el trebuie să lucrează 4 ani, dacă tu vrei să câștigi la această campanie. Eu în aceste 4 ani n-am văzut nici un candidat, nici un lider politic, haideți spunem așa, în Găgăuzie, care a lucrat aceste 4 ani. Cu regret. Dar cineva din aceștia 6 pe care le-am spus eu este reprezentantul PAS-ului? Nu știu. Oficial nimeni nu are susținerea din partidele republicane care sunt acum. Și n-am știut Partidul Socialist ce face, cineva susține sau nu, și nu știu despre PAS. Știți, fiecare candidat care iasă cu susținerea Partidului PAS în regiunea noastră, nu avea încredere din partea oamenii noștri niciun procent, vreau să vă spun sincer. Și eu cred că nu doar regiunea noastră, și în alte regiuni care noi avem în țară. Pentru că ratingul acestui partid a căzut la nivelul cum plintusă în română, nu știu. Plintă. Plintă, da, așa e. Ok, în mai turul 2, dar este ales totuși un bașcan. Dumneavoastră îl întâmpinați, vă pupați, vă îmbrățișați și plecați din clădire. Și vă duceți unde? Eu voi fi în țară, dar nu vreau să plec peste hotar, pentru că e țara noastră, da, și sunt, cum vreau să continui în politică, dar sunt gata, după mine am experiență, după mine am viziune, poziționare, eu înțeleg cum trebuie să dezvolte țara noastră și eu cred că trebuie să lucrăm pentru vremuri bune, nu doar președinta doamna Sandu și anturajul ei, trebuie să creăm vremuri bune pentru toată țara care noi iubim, haideți spunem așa. Dumneavoastră, la alegerile locale în toamna acestui an, veți candida pentru vreo funcție? Nu. 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 Deloc nu. Ok. Nu. Dumneavoastră am eu cred că aderați la vreun partid? Gheorghe, vedeți ce situație. Dacă vorbim despre alegerile locale, eu am privit multe emisiunile care dumneavoastră ați făcut în ultimul timp și eu am spus și am auzit din alte politicieni care au spus că poate să fie situația când alegerile locale poate să fie amânate. Și eu cred că așa poate să fie. De aceea, după mine, acum noi nu putem să vorbim cu siguranță, va fi așa alegeri, va fi alegeri locale în luna octombrie sau noiembrie în acest an. Pentru că eu văd că aceste alegeri va fi ca un examen și în primul rând pentru Partidul PAS. Pentru Partidul PAS. Ei vor avea multe probleme după aceste alegeri, pentru că și acum eu știu că situația e foarte interesantă. Eu vorbesc cu multe primari care acum prezinte Partidul PAS, care au fost susținute de la Partidul PAS și ei are frică să candideze cu acest partid, de acest partid, pentru că ei știu ce ratingul are acest partid și ei nu vor să iau pe spatele săi aceste probleme care au făcut Partidul PAS la nivel republican acum. Și dacă va fi alegeri locale, după mine, mulți dintre acești candidați vor candida ca independenți. Așa opinia mea. Dar acum noi nu știm ce va fi în luna octombrie sau noiembrie. Dumneavoastră, vom vedea. Veți adera sau nu veți adera anul ăsta la vreun partid politic?
Acum eu nu pot să vă spun, pentru că eu v-am promis că aceasta vă spun după 19 iulie, dacă vă amintiți. Uh-huh. Când am participat la ultima emisiune, am fost nu în această studie, în alte studii veche dumneavoastră, noi am vorbit despre aceasta și v-am spus după 19 iulie, eu spun ce vreau să fac în politică republicană. Voi adera în partid sau nu, sau cum voi continua în politica republicană națională. Că zvonurile sunt de două tipuri, fie aderați la partidul lui Ion Chicu, fie aderați la partidul lui Ion Ceban. Interesant. Mă gândesc. Vedeți, am variante. Am variante și da, e normal. Avem așa partide, avem partidul în țară, avem partidul lui Ion Chicu și după mine acest partid are perspective, avem partidul în țară Ion Cebanu și acest partid poate să aibă rezultate bune și în alegerile locale și mai departe și e normal. Pentru că vedeți, noi acum avem în politica națională și noi nu avem opoziția puternică și de dreapta și de stângă. Vedeți ce noi avem? Noi nu avem alternativă partidului PAS, pentru că doamna Maia a luptat cu toate partidele de opoziție care noi am avut din 2020 în 2021. Ea așa o doamnă, haideți așa spunem, eu vreau să fie așa, doar așa și este doar opinia doamnei. Altă opinie nu poate să fie aici, în țara noastră. De aceea, după mine, fiecare partid care acum e în opoziție trebuie să fie mai puternică, trebuie să fie mai activă, trebuie să aibă cât mai multe evenimente, cât mai multe platforme unde acest partid poate să prezinte poziția sa, atitudinea față de aceste procese care acum noi vedem, atitudinea față de toate întrebările care acum sunt noi avem în guvern, în parlament și oamenii așteaptă alte partide în regiunile. Eu fiecare săptămână sunt în diferite raioane. Noi avem un proiect foarte interesant, Descoperă Găgăuzia prin cultură și după concerte noi vorbim cu oamenii și oamenii aștept când alte partide și alți politicieni vin în regiune uniile și în răioanele și vorbește cu oamenii și explică ce se întâmplă în țară și țara noastră va avea viitor sau nu. Sunt mulți, ei pun multe întrebări față de politicieni și ei vreau să asculte aceste răspunsuri. Până o să le dăm, și e muncă foarte interesantă. După mine, încă o dată vreau să vă spun, politicienii din opoziție trebuie să fie foarte activi. Trebuie. Ușor pe Facebook. E mai ușor pe Facebook. Pe Facebook. Probabil. De asta și... Dar înainte de alegeri, știți că la noi toți se activează înainte de alegeri și amintesc brusc cât de tare iubesc poporul. Trebuie să luăm câteva clipe de publicitate. Da, haideți. Și după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Doamna Bașcan, de la alegerile prezidențiale veți candida? Eu știu că nu o să-mi răspundeți, dar nu o să-mi iert dacă nu o să-mi răspundeți. Dacă știți, de ce m-ai întrebat? Dacă știți. Poate vă prind așa mai sinceră când spuneți, da, Bonța. Gheorghe, noi am stabilit. Da. Noi am decis când vom vorbi despre această chestiune. Da. Ok. Sau mai bine votăm pe Maia, sau atât, a doua oară și atât. De ce să mai candidez așa alții? Știți, nu știu, eu sunt sigură că doamna Maia Sandu după 2024 nu va fi președinta țării.
Pentru că ea nu are încredere care a avut în 2020, dar ea a promis așa multe promisiuni. Ea a spus așa multe lucruri care ea poate să schimbe, ea poate să facă pentru oamenii noștri. Ea fiecare zi s-a gândit despre propor, cum poate să rezolve problemele care sunt în țara noastră și ce noi vedem după aceste 2 ani, ce situația e. Ea se ocupă cu imaginea sa, prima. Ea se ocupă cu imaginea care ea poate să folosească după alegerile prezidențiale, care ea pierde, da? Pregrad. Da, va pierde. Da, va pierde. Da, și acum ea se ocupă cu agenda externă. Da. Ce se întâmplă în țara intern aici, ea nu știe și ea nu vrea să ocupe. Ea foarte răsfățată cu nașemi europeischimi partnerami, очень она разбалована, да, și când ea vine în țară, ea are multe probleme, pentru că ea nu vrea să aibă întrevederi cu oameni. Ea nu știe cum poate să rezolve problemele care are oamenii noștri. Noi avem probleme cu inflația, noi avem problema cu plecarea oamenii din țară. Diaspora nu vine în țară, ea a promis că ea vine. Salariile care acum au oamenii noștri, ei sunt foarte mici. Pensiile nu au fost majorate ca cum ea a promis. Toate promisiunile electorale care ea a promis nu sunt. Vedeți? Și eu văd ce dezamăgire este în societate, cum au obosit oamenii noștri când ei ascultă mesajele doamnei președinte despre lovitura de stat, despre acapararea aeroportului, despre extinderea războiului, despre frică. Acum, ce se întâmplă în țara noastră, noi am revenit în timpul sovietic, când toată lumea au vorbit puțin în bucătărie, știți? Frică, frică totală. Frică totală. Când noi vorbim la telefon, toată lumea spune, eu nu pot să vorbesc pentru că eu știu că mă ascult. Eu nu vreau, eu mă tem. Acest cuvânt așa des eu acum ascult, când vorbesc cu oameni, doamna a promis că țara va fi democratică, noi будем развивать демократию, все принципы демократические будут соблюдаться, верховенство законов будет соблюдаться, разделение властей. А че acum noi vedem? Sub control doamnei Sandu toate puterile acum este. Executiv, legislativ, justiția, tot sub control doamnei. Despre ce principiile democratice noi putem să vorbim. De aceea eu sunt sigură că alegerile în 2024 ea nu va câștiga. Dumneavoastră aveți ceva personal cu doamna Maia Sandu? Când eu aud aceasta, nu prima dată, eu aud că eu am ceva personal față de doamnei. Știți, eu lucrez în politică 19 ani. După mine, experiența e foarte mare. Am lucrat și în putere, am lucrat și în opoziție și am fost membra guvernului 10 ani. Am lucrat cu diferite prim-ministri, președinte și mai departe. Și niciodată ambițiile mele personale nu au fost în prima linie și atitudinea mea personală nu a fost în prima linie când am construit relațiile cu
cu oamenii care acum sunt în guvernare. Am lucrat cu Timofti și am avut relațiile bune. Am lucrat cu Dodon, am avut relațiile bune. Am lucrat cu a 10-lea prim-ministri și nu am avut relațiile bune doar cu doamna Sandu când ea a fost prim-ministră și acum când ea, nu, când ea este președintă. Și am căutat motivul. De ce? De ce ea nu vrea să lucreze cu găgăuzia? De ce? Și am găsit. Și am înțeles ce se întâmplă. Vedeți, în 2020, în 2016, când au fost alegerile prezidențiale, ea a participat la aceste alegeri. Și doamna Sandu a pierdut în găgăuzia aceste alegeri. Oamenii nu au votat pentru doamnă. În 2020 situația a fost la fel. Oamenii nu au dat voturi pentru doamnă. În 2021, când a fost alegerile parlamentare, în Găgăuzia oamenii nu au susținut acest partid. Și am înțeles, ea este supărată, abijenă. Supărat. Ea este supărată, da, pe oamenii noștri, da, pentru că ei nu au dat susținerea doamnei și după alegerile, când ea a câștigat în 2020, i-am spus, eu sunt gata să lucrez cu doamna președintă Sandu, pentru că eu sunt nu doar Irina Vlah, eu sunt bașcană Găgăuziei, membra guvernului și eu trebuie să comunic, eu trebuie să creez relațiile bune cu președinte. Nu e diferența ce nume, familie acestui președinte. Eu trebuie să lucrez. Și câteva ori am ieșit, am spus că haideți să începem, haideți să lucrăm. I-am invitat, veniți la noi, haideți să facem ședințele guvernului la Cumrat, haideți să facem, haideți să participați la evenimentele noastre. Nu am văzut niciun răspuns. Am lucrat cu ambasadorii, i-am spus că eu vreau să lucrez cu doamna președinte, vreau să lucrez cu fracțiunea majoritară care e. Fiecare dată când noi avem evenimente în Găgăuzia, noi invităm în fiecare eveniment cultural, social, politic, în fiecare. Începem cu doamna Sandu, finalizăm cu deputații care sunt acum la Parlament și nu știu, cineva va fi în viitor așa deschis cum a fost eu. Și aceste 2 ani, în această funcție, am căutat diferite posibilități să creez o platformă unde noi putem să rezolvăm probleme oamenilor care trăiesc în Găgăuzia și problemele noastre este la fel ca care au oamenii în Republica Moldova. Odată noi am avut o întrevedere și această întrevedere a fost după, în 2021, în luna noiembrie, 25 noiembrie, a fost și această întrevedere a fost mulțumită de ministrul de externe Republicii Turcia, domnul Çavuşoğlu. El a fost la finalul lunii octombrie 2010-2001 în Republica Moldova. El a avut un vizit aici și noi am vorbit și eu i-am spus că noi vrem să lucrăm. Haideți, ne ajutați, ceva faceți. Și el a avut o întrevedere cu doamna Sandu și i-a spus că Găgăuzia vrea să lucrează cu dumneavoastră. De ce nu aveți întrevederi? De ce nu aveți evenimente comune? Și după 3 săptămâni după mine, după plecarea domnului ministru Çavuşoğlu, noi am avut o întrevedere în aceste 2 ani. Am văzut. Dacă nu greșesc, nu a fost bilateral, a fost... Noi am venit cu echipa la președinție și întrevederea a fost aici, da, în Chișinău. De aceea nimic personal. Nimic.
Noi trebuie să lucrăm pentru oameni, împreună. Eu așa cred și eu sunt sigură că așa trebuie să fie. Haideți la guvern. Avem un nou guvern. Credeți că nu? Cel puțin un prim-ministru nou. Prim-ministru, da. Aveți dreptate, e nou. Așa. Dar el. Cum v-a părut schimbarea guvernului sau schimbarea prim-ministrului și a câtorva miniștri? A, da. Tu pe mine, noi toți am știut că ceva poate să fie la guvern și vă amintiți ce a fost în luna septembrie sau octombrie în 2020? La președinție noapte. Doi, da, această ședință închisă noapte, da, și toată lumea a așteptat că va fi, trebuie să fie schimbat guvernul și toți știm ce, de ce nu a fost aceasta. Și vedeți, după vizitul doamnei Nataliei la Bruxelles, a doua zi, a fost da, un nou prim-ministru, domnul Recean, și dacă mă întrebați, este un guvern nou, v-am spus că este un guvern vechi. Și după mine nimeni nu va schimba în acest guvern. Acum a fost guvernul doamnei Gavriliță sub controlul domnii Sandu, așa va fi în viitor și guvernul, haideți spunem așa, domnului Recean va fi sub control doamnei Sandu și când a fost și acum este guvernul doamnei Sandu. Pentru ce a mai fost schimbat? Da, pentru că doamna Sandu a înțeles că trebuie ceva să schimbe, pentru că ratingul doamnei a căzut foarte, foarte mult, da, și cineva ei însfătuiesc că trebuie să schimbe doamna Gavriliță, pentru că ea a adunat multe tot negativism care a fost în acest ultimul an, când au fost prețuri la gaz au crescut, când salariile nu au crescut, când pensiile nu au crescut, când noi am avut criza energetică și criza economică, на кого-то надо было свалить, хотя eu sunt sigură că vinovată sunt doar doamna Sandu. Da. Ну, давно Гавриліца, как говорится, была использована в этой ситуации, на нее повесили весь негатив и очень некрасиво, с моей точки зрения, избавились от очень верного члена команды своего. Ну, поставили не менее верного вот, господина Речене. Че мы видим? И acum, la acest момент, după mine, еде время, vorbim despre domnul Recean, pentru că n-am văzut acțiunile domnului Recean, primele doar. Noi am citit despre accente care el a schimbat. El acum vorbește doar despre securitatea națională și consilierii se ajută să facă o imagine, un om militarist, un om ferm, un om așa, care poate să se rezolve toate problemele, care poate să păstreze țara at agresie și mai departe, da? Da, dar eu cred că în timpul aproximativ 2 săptămâni, 3, în această lună noi putem să spunem ceva concret despre acțiunile domnului prim-ministru. Eu acum am pregătit o scrisoare
față de domnul prim-ministru despre problemele care noi am avut cu guvernul Gavriliță. Am propus că trebuie să avem în regiunea o ședință guvernului, dar n-am avut susținere din partea doamnei, nu Gavriliță, doamnei Sandu. Ea nu a vrut că doamna Gavriliță vine în regiune și să facă acțiuni pozitive, că ratingul doamnei Gavriliță să crească, știți? Pentru că dacă noi facem comparație, da? Doamna Gavriliță a avut imagine mai pozitivă, mai deschisă. Dacă, decât doamna Sandu. Și credeți că Dorin Drăcean nu o să vrea să devină un jucător important în politică? Și o să stea sub... Bun, chiar papucul cu doamna Maia Sandu, dar cum nu știu care e altă expresie. Mai vedem. Eu cred că această variantă cineva examinează, da. Eu cred că este o figură a doua care poate să fie folosită, haideți, cum corect să spun, cum iau un cuvânt normal, în politică. Am văzut că el a avut întrevedere cu tinerii din PAS, el a participat la Consiliul Național Partidului PAS. Văd că sunt primii implicări în această echipă. Se poate, este un plan 2 când ratingul Maiei Sandu va fi foarte scăzut. Se poate și Dorin Drăcean poate să iasă în prim plan. Da, în primul plan. Poate să fie și aceasta. Pentru că noi vedem că acum partenerii noștri susțin acest partid PAS și doar acest partid pentru partenerii noștri sunt în prioritate, haideți să spunem așa, și în zadar, nu în zadar, ei pun așa eforturi mult și administrativ și financiar și alte eforturi, pentru că ei nu vor că acest partid să pierde pozițiile în platformă politică. Dar vremea trece și noi putem să vedem diferite configurații și diferite poziții. Dar n-am spus până la capăt. Acum am transmis o scrisoare față de domnul Drăcean și sper că el vine în Găgăuzia și sper că el va avea poziția altă și ședința guvernului va fi în Găgăuzie, pentru că noi avem multe probleme. Dar el nu va răspuns la scrisoare. Acum nu avem, da. Noi am transmis astăzi. Astăzi. Astăzi noi am transmis această scrisoare și mai vedem. Eu cred că în săptămâna viitoare trebuie să fie și răspunsul. Dar sperăm că el va implica în rezolvarea problemelor care avem și în regiunile. Mai vedem. Totuși câțiva miniștri au plecat. Trebuiau să plece în opinia dumneavoastră sau... Domnul Sprem a plecat, domnul Litvinenko a plecat, domnul Țurcanu, care a fost vicepremier pentru digitalizare. Da. Dacă vorbim despre domnul Spenu și domnul Litvinenko. Da. Da. În popor spune că aceste doi miniștri au fost foarte toxici. Ei au adunat toate negativismul. Domnul Spânu, când noi vorbim despre domnul Spânu, imaginăm întrebarea cu gazul rusesc și prețuri și acest angajament care el a semnat. Când noi vorbim despre Litvinenko, noi vorbim despre reforma justiției care
care nu e, haideți spunem așa. Și de aceea, doamna președintă a decis că trebuie să plece acești miniștri ca să schimbe puțin și dispoziția și imaginea doamnei. Dar dumneavoastră ați participat la câteva ședințe de guvern prezidate de către nou prim-ministru Dorin Nicean, așa? O dată. O dată după mine. Mâine va fi ședință următoare. Da, și mâine sunt multe chestiuni foarte interesante. Mâine noi avem noi adoptăm strategia reformei administrative teritoriale. Mâine noi avem adoptăm strategia educației 2030. Mâine noi trebuie să adoptăm programa națională care are țin de învățarea limbii române în țara noastră. Sunt multe chestiuni interesante, întrebări interesante în ședința viitoare, ședința de mâine. La mai guvern. Am două întrebări despre acest guvern, dar trebuie să luăm câteva clipe de publicitate, după care vă rog revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. O precizare despre singura ședință de guvern la care ați participat, fiind prezidată de către domnul Dorin Recean. Atitudinea domnului Dorin Recean în față de dumneavoastră e cam tot aceeași care a fost și a doamnei Natalia Gavrilița? Sau n-ați reușit să remarcați din prima? Eu nu pot să spun ce atitudine este, dar pentru că n-am simțit acum. Dar dacă vă amintiți, în această ședință noi am avut o discuție despre un drum în Găgăuzia și după ședință a fost, nu după ședință guvernului, noi am avut și ședință operativă. Și după această ședință, când am vorbit și despre drum și când noi am vorbit despre alte chestiuni, el mi-a spus, doamnă Irina, eu nu permite să faceți politică în ședința guvernului. Și am fost surprinsă când am auzit aceasta, pentru că eu niciodată n-am făcut politică. Eu fiecare dată când am avut discurs și când am pus întrebările față de al colegii mei, am vrut să ascult opinie, am vrut să știu ce poziția este și am vrut să înțeleg ce planuri va avea acest guvern. Și am spus că eu, dacă vreau să pun întrebări, eu pun întrebări și mai departe. Și când noi vorbim despre drum și când noi vorbim despre educație, pentru că educația pentru mine este o întrebare foarte importantă. Eu vreau că copiii din Găgăuzia vorbesc în română și vorbesc în găgăuză perfect. Și este visul meu. Și când eu aud că dumneavoastră trebuie să vorbiți română, copiii dumneavoastră trebuie să vorbiți română, prima întrebare care eu pun, ce dumneavoastră ați făcut? Pentru că aceasta este sarcina guvernului, aceasta este sarcina guvernării care este acum în țară. Și de aceea, în continuare, vreau să spun, toate ședințele care eu vor participa, nu e diferență cine va fi prim-ministru, dar eu sper că finalizez mandatul meu cu Dorin Recean. Sper. Dar eu fiecare dată voi pune întrebări care trebuie să pun. Și dacă cineva se gândește că eu fac politică, haide să gândească, da? Dar dacă noi avem probleme, noi trebuie să rezolvăm aceste probleme. Și fiecare ministru care acum este și care a fost în acest guvern trebuie să înțeleagă misiunea sa. Nici un ministru nu trebuie să spună, eu nu știu cum noi putem să rezolvăm această problemă. Tu ai putere
Și aceste puteri, cu aceste puteri tu trebuie să rezolvi aceasta, 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 aceasta. Pentru că oamenii au ales puterea că ei rezolve toate problemele care oamenii au acum. Așa opinia mea. În aceste 8 ani, în Găgăuzia, eu cu echipa mea așa am lucrat. Noi am știut toate problemele. Noi am rezolvat aceasta, 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 în fiecare sat. Noi am dizolvat toate satele noastre. Dezvoltat, da? Dezvoltat, sorry. Noi am dezvoltat, mulțumesc. Vedeți, am emoții și puțin confund. Noi am dezvoltat toate satele noastre. Noi am construit grădinițele, noi am construit școli, noi am construit spitalele, noi am construit drumurile, noi am construit complexe sportive. Acum finalizăm acest complex industrial, colegiul industrial. Așa un proiect fiecare dată. În fiecare emisiune unde eu particip, eu vorbesc despre acest proiect. Așa proiect în Republica Moldova nu e. Mulțumită de guvernul Turciei, acum noi finalizăm construcția colegiului industrial, unde vor învăța copiii noștri după clasă 9 și ei vor fi ingineri, IT-ști și ei vor lucra în țară pentru țara noastră. Și de aceea eu am obosit să aștept când Ministerul Educației va primi decizia și va da statutul pentru acest colegiu. Un an eu vorbesc, eu am așteptat decizia din partea Ministerului Educației. Ei trebuie să dea statut colegiul industrial pentru că în luna septembrie noi trebuie să începem acest colegiu industrial trebuie să începe să lucreze. Și fără statut el nu poate să începe, știți? Toate lucrurile bune, toate treburile bune, ei stopesc. Nu înțeleg de ce. Ei nu stopesc munca mea, ei nu stopesc proiectele mele, ei stopesc proiectele care noi facem pentru oameni. Trebuie ce data asta să vorbiți cu ministrul de externe al Turciei, cum ați vorbit în cazul de mai sus. Da, dar cum ei au alegeri. Dacă ei nu au avut aceste alegeri, eu pot să mizez doar la partenerii noștri. Nu, acum eu vorbesc nu doar despre partenerii Turciei, eu vorbesc și despre alți parteneri. Noi avem un ajutor puternic din partea UE, noi avem un ajutor puternic din partea României, din partea alte țări, cu care noi avem o conlucrare foarte bună și țările care au realizat multe proiecte frumoase și în țara noastră și în regiunea noastră. Cum vă uitați voi cei din Găgăuzia la protestele care au loc săptămânal la Chișinău în ultima vreme? Ele au fost reluate de către Partidul Șor, acum se numește Mișcarea pentru Popor, dar tot e formațiunea lui Ilan Șor și mai este formațiunea Pace a lui Gheorghe Cavcaliuc. Participați, nu participați? Voi invitați, nu voi invitați? I-am spus că eu nu particip la aceste proteste. Și eu vorbesc și cu oamenii noștri. Noi nu putem să participăm la aceste proteste. Pentru că, știți, eu nu vreau să vorbesc despre cineva, dar acum, haideți, spunem așa, figura domnului Șor nu poate să... Не может объединить toată opoziția și toată lumea nemulțumită în această țară. Domnul Șor are acuzații grave acum și noi nu știm rezultatul acestei acuzări. Noi nu avem
decizia judecătoresc, da? Avem prima decizie în instanță. Avem, da, dar nu avem în finală. Da, și de aceea, după mine, cum eu așa cred, domnul Șu nu e această figură care poate să consolideze și opoziție și oamenii în jurul oamenii. Vedeți, aici situația e foarte sensibilă, pentru că, adevărat, situația e foarte dificilă în țară și oamenii sunt foarte nemulțumiți față de acest guvernări. Fiecare luni ei primesc aceste plătioșchi, facturi, și eu văd ce acolo ei... Da, ce acolo este, și multă lume au datorii mari, da, și adevărat, viața e foarte dificilă. Dar dacă opoziția, dacă alte partide care noi avem în opoziție poate să fie mai consolidat și poate să iasă cu mesajele comune și poate să adune acești oameni după mine și oamenii din Găgăuzia iasă. Da, poate să iasă la aceste proteste. Dar în această situație câștigă doar doi părți. Doamna Sandu câștigă cu aceste proteste care acum noi avem în țară, pentru că ea trebuie să arate că, vedeți, aici sunt partidele rusesc și putiniști și conserve, ce acolo, multe prelagatele hadver, prelagatele română, da? Вот, și vedeți, eu trebuie să lupte cu aceste partide. Eu v-am spus că va fi lovitura de stat, acapararea aeroportului, și vedeți ce se întâmplă. Ea câștigă pentru că este potvrzhdenie, confirmare eu slavam. Și domnul Șor câștigă pentru că când el aibă aceste proteste, el crește, partidul lui Șor crește în ratinguri care acum este. Dar partidul PAS acum au făcut o încălcare gravă, după mine, când ei au stopat aceste proteste. Pentru că fiecare om care trăiesc în Republica Moldova are dreptul la protest. Ce noi am văzut? Noi am văzut teatru. Un scenariu foarte frumos, pas cu pas, facem aceasta, aici va fi reacția așa, aici va fi dirijat în tot. Dacă noi privim sub. Deasupra. Da, noi putem să vedem când noi suntem intro, noi nimic nu, noi vedem doar emoțiile. Aha, acest om a spus aceasta, a făcut aceasta și noi nu putem să simțim ce e adevărul, unde noi trebuie să fim, ce noi trebuie să facem. A când noi stăm asupra, noi vedem că este un scenariu foarte frumos dirijat. A cui? Răspuns așa, retoric. Dar care au fost reacțiile la Comrat când doamna președinte a zis că posibil să fie lor de ostatici, schimbarea ordinii constituționale, instalarea unei guvernări pro-ruse? Of, nimeni nu crede în Maia Sandu în regiune. Nimeni. Puteți să plimbați prin orașele noastre, prin satele noastre și nimeni nu crede. Nu crezi în ce spune doamnă. Tot e fals. Tot ce spune ea e fals. Și toată lumea înțelege. Este fals și minciuni. Așa reacție oamenilor.
Eu nu știu ca reacție aceste declarații sau nu ca reacție la această declarație, dar compania Wizz Air a anunțat că pleacă de pe teritoriul Republicii Moldova. Eu altceva vreau să ajung. Și fostul prim-ministru al țării noastre, domnul Ion Sturza, a explicat ce se întâmplă, viziunea sa și-a expus-o pe Facebook și la un moment dat scrie următoarele. Între timp, reprezentanții Ungariei sunt invitați de onoare la sindrofiile doamnei Irina Vlah, la care se practică afrontul guvernării centrale și mesaje bengoase față de războiul din Ucraina și rolul pe care ar trebui să-l aibă Moldova. Straniu sau nu? Vântul bate de la est sau nu? Orban e cu Putin sau nu? Suntem în politică mare. Vai. Știți când oamenii nu vor să află ce se întâmplă în această țară. El acum este peste hotar, da? Dar când noi suntem peste hotar și comentăm ce nu știm, ce nu, unde noi nu am fost, nu am participat, doar prin rețelele sociale, nu e corect. Dacă dumneavoastră ați fost prim-ministru, după mine, fiecare cuvântul dumneavoastră trebuie să fie analizate, trebuie să fie încântărite, vzveșene. Cântărită, da? Ce a fost în Găgăuzie? Despre ce domnul Sturza nu știa, a vorbit? Noi, în luna martie, am avut o conferință foarte interesantă. Noi am planificat această conferință acum 3 luni. În luna decembrie, noi am sărbătorit ziua Găgăuzie, adoptarea legii Găgăuze. Da, și după această sărbătoare, noi am decis că trebuie să creăm o platformă unde putem să vorbim despre trecutul istoriei Găgăuziei, despre situația actuală care noi avem și despre viitorul Găgăuziei în cadrul Republicii Moldova. Da. Și câteva luni am văzut că această platformă care a fost creată în 2015, unde deputații din Parlament și de la Parlament și de la Adunarea Populară nu au avut întrevederi, nu au avut dialog. Și m-am gândit, haideți să creăm așa conferință, haideți să creăm o platformă unde noi invităm, unde poate să participe toți deputații din Parlamentul Republicii Moldova și deputații din Adunarea Populară noastră. Noi am invitat și partenerii noștri și la acest simpozium au participat și ambasadorii din diferite țări europene și au fost delegațiile nu doar în Ungaria, au fost delegații din Turcia, au fost delegații din România, au fost reprezentanții din Comisarul Înalt Верховный комиссар по национальным меньшинствам, cum română. Minoritățile etnice. Din Consiliul Europei și diferite reprezentanți au fost. De ce el a tras atenție despre delegația din Ungaria? Nu știu, pentru că doamna care a prezentat această delegație a fost președinta Parlamentului Ungariei acum câteva ani și ea acum este reprezentanta prim-ministrului Orban, da, este așa, cu acțiunile cu minorități etnice. Nu știu de ce el a tras. El a făcut să fac politică încă o dată. El a făcut să prezinte că Găgăuzia are ceva în gânduri deosebit. El a făcut legătura cu Ucraina. Cum se poate să facă legătura cu Ucraina când noi avem poziția clară? Că noi avem o poziție ca țara noastră. Noi trăim într-o țară. Da? Și noi nu putem, nu imaginăm că putem să fim separat de țara noastră.
Și dacă cineva vrea să folosească găgăuzia în obiectivele sale, eu nu vreau ca să fie așa. Eu nu vreau ca oamenii din găgăuzie să fie folosite în mâinile anumite politicieni. Și eu nu permit aceasta. Situația în Găgăuzie e foarte bună. Situația în Găgăuzie e stabilă. Și acum noi am vorbit în această emisiune ce se întâmplă în Găgăuzie, acum acolo e alegeri. Acolo e liniște. Acolo lumea au la fel probleme care sunt în Bels, în Orhei, în Hâncești, în Ochniță și în alte localități. Că ieșite vrăgov? Nu, ni v găgăuzăh vă ieșite vrăgov. Ni v găgăuzăh. Vă spuneți sami să voi определитесь. Vă для этой страны кто? Если вы для этой страны друг, если вы в этой стране житель Республики Молдова, пэй, так делайте так, чтобы объединять людей. Что вы делаете? Вы делите людей. На хороших, на плохих. Да это а часто țara niciodată nu va fi fericită dacă noi fiecare zi putem să vorbim despre oameni buni și despre oameni răi. Haideți să vorbim ce putem să facem că oamenii să trăiască normal și că să vadă viitorul acestui țări. Și câți deputați? Și încredere. Câți parlamentari din PAS au venit la acel eveniment? Niciunul. Domnul Gros în ultimul zi a telefonat domnului Constantin, și a spus că situația în țară e foarte dificilă și de aceea eu nu vreau să vin în Găgăuzia. A fost foarte stranic pentru că el acum este un an ca deține în această funcție și niciodată nu a fost în Găgăuzia ca președinte Parlamentului. Serios? Serios. E foarte stranic, pentru că noi am lucrat și cu alte președinți și toți au venit în Găgăuzie, au avut discuții oficiale cu adunarea populară. Nu înțeleg de ce așa atitudine are Partidul PAS față de Găgăuzie și adunare populară. Știți că la noi la Chișinău, că nu prea ai despre ce vorbi, vorbești despre NATO. Da. Aveți dreptate. Aveți dreptate. Eu uneori când tare mă plictisesc, mai schimb canale și mai văd ce se mai face în alte studiouri. Tot se dau cu părerea, unii spun că trebuie să aderăm, alții spun că hai poimâine, alții spun hai joi, alții hai în weekend să aderăm la NATO. Nu asta ce credeți despre o eventuală aderare a Moldovei la NATO? Am expus opinia mea și da, repet încă o dată, noi avem Constituție și noi trebuie să respectăm legea supremă noastră, eu cred așa. Și în Constituție este un articol unde a fost scris clar că Republica Moldova are un statut de neutralitate. Și noi trebuie să respectăm acest statut. Și când noi auzim din partea guvernanței noștri că noi trebuie să intrăm în blocuri militari, eu sunt împotrivă. Sunt împotrivă pentru că eu sunt consideră că noi nu trebuie să intrăm în niciun bloc militar. Noi trebuie să păstrăm statutul nostru, trebuie să păstrăm și dacă va fi așa situația când noi avem nevoie să punem pe masă această întrebare că haideți să intrăm, de exemplu, în bloc NATO, haideți să inițiem referendum și haideți să întrebăm oamenii ce poziție au oamenii noștri. Și dacă doamna Sandu vrea să schimbe statutul nostru de neutralitate, să inițiază acest referendum. Și eu sunt sigură că după acest referendum ea va fi surprinsă. Ea va fi șocată ce rezultate ea va vedea după referendum.
prima ce ea va vedea încredere, nu încredere, neîncredere, nedăvere, neîncredere totală din partea oamenii față de Doamne. E prima. Eu cred că de aceea ea puțin a stopat. Dar, după părerea mea, doar prin referendum noi putem să schimbăm statutul în Constituția noastră. Și ca nu să nu încheiem chiar așa, puteți să-mi spuneți mai multe detalii sau câteva detalii, că deja am încheiat emisiunea. Ce faceți dumneavoastră în teritoriu? Tot vă văd într-un raion, în alt raion. Parcă am impresia că vă pregătiți de campania prezidențială, serios. Doar așa. Doar așa vă credeți. Nu, noi așa vedem. După mine, dumneavoastră, citiți toate comentariile care sunt în rețelele sociale. Nu citesc comentarii. Nu citiți? Nu. Nu, dacă citești acolo, poți să ieși din minți. Dar mie îmi place că dumneavoastră mă urmăriți. Că vă urmăresc. Sunt și acolo și aici. Și noi avem un proiect de suflet. Așa. Da. Care v-am spus, este descoperă Găgăuzia prin cultură și este un proiect foarte minunat, după mine. Și eu cred că eu trebuie să începe acest proiect în 2015, când am început munca mea în această funcție, pentru că am înțeles că doar conducerea poate conduce țări, poate să împărtășească oamenii. Când noi prezentăm cultura noastră, noi unim oamenii noștri. Și când noi am fost la Călăraș, când noi am fost la Hâncești, cu cultura noastră, cu concertele noastre, lumea a stat pe picioare și a aplaudat artiștilor noștri și ei au spus că niciodată noi n-am știut că cultura găgăuză așa frumoasă, că noi trăim într-o țară. Trăim din Hâncești până la Comrat 100 km. Câte? Dar oamenii din Hâncești nu au știut ce se întâmplă în Comrat. Oamenii din Călăraș nu au știut despre noi nimic, doar cuvintele urâte, haideți să spunem așa, pentru că politicienii așa au promovat politica sa și programele electorale sale. Dar acum, săptămâna trecută și săptămâna aceasta, noi primim colectivele. La noi au fost colectivele din Bălț, din Drochia, a fost din Ungheni. În săptămână aceasta va fi colectivul din Felești, săptămână aceasta va fi colectiv din Iedință, din Iedineț. Vedeți ce noi am făcut? Noi am prezentat cultura noastră și noi i-am invitat. Haideți veniți la noi și haideți prezentați cultura moldovenească pentru ai noștri. Și când și noi avem salele pline cu oameni, cu dispoziție bună, cu aplauze. Păi, eu înțeleg că acest proiect e foarte minunat și noi trebuie să continuăm și după mandatul meu. Iată așa putem să încheiem emisiunea. Doamna Vlahi, vă mulțumesc tare frumos că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici, în studio. Cu mare plăcere! Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri!